Lovitură grea pentru bugetele locale deja secătuite de creșterile salariale, norma de hrană și tichetele de vacanță, potrivit unui proiect de lege inițiat de senatorul USR Adrian Viner și susținut de parlamentari din toate partidele, municipiile vor fi obligate să aloce 5% din bugetul local aprobat pentru a finanța și susține spitalele de interes județean, indiferent de subordonarea acestora. Cred că trebuie nu știu, redimensionate sau cumva reconcepute bugetările marilor municipii din România, toată lumea asta, comunitatea, contribuie. Sigur, ideea mea mai globală, mai generală, este creșterea progresivă a cotei de falcate care rămân la autoritățile locale, în măsura în care le responsabilizez cu investiții și dezvoltarea în sistemul de sănătate. Potrivit datelor oficiale prezentate în expunerea de motive a proiectului legislativ, 25% dintre femeile din mediul rural și jumătate din populația de etnie romă nu au asigurări de sănătate. Totodată, din 17,4 milioane de beneficiari, doar 6,7 milioane contribuie la Fondul Unic Național de Asigurări Sociale de Sănătate, cele mai mari dezechilibre înregistrându-se în Suceava și Botoșani, unde din 100 de beneficiari, mai puțin de 30 sunt contributori.